Yo, salutare oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Star Wars The Force Unleashed. Ne-am dezlănțuit aici cu micuțul Starkiller. Haideți să strângem și la acest episod nou cât mai multe like-uri și de asemenea nu uitați să vă abonați pe clopoțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. Să ne facem intro-ul ca la carte. Ce faci, tate? Vrei să te ridici? Nu, că nu te las. Culcat, am zis. Așa. Este o misiune mai puternică, mai grea, mai dificilă. O să vedeți imediat la ce mă refer. Deocamdată e lejerea, nu? Dar stai așa, că nu e așa, prietenaș. Stai așa. Stai așa să vezi aici ce se întâmplă. Nebunia secolului. Ce ai, mă, turbatule? What the fuck? Nu știu cine a tras după mine halul ăla, dar cam ne simțit băjatul. Să moară Franța. Ia-o pe asta, mă, ia-o pe asta. Și pe asta și tot ce vrei tu. Marș. Marș la gară. Perfect, mai avem două d-astea de supra-solicitat pe baterii Duracell. Hey, n-am timp, trebuie să mă feresc de gardă. Run, Forest, run. Mă, ce e, mă, cu ăla pe aici? Hey. Joe a făcut o lată din nou. Hai că nici nu mi-a rupt gâtul. Nici nu. Nu mă mai bag în seamă cu ăștia. Lasă-i, frate. Scopul meu aici este de a distruge rapid toți golanii ăștia de apă dulce. Marș, mă, marș și tu. Așa te vreau, bravo. Păi vezi că știi. Păi vezi, mă. Mai avem cam două episoade și terminăm jocul. Ceva de genul ăsta. Nu, mă duc tot așa. Le luăm și noi la rând, mai simplu. Să ne fie mai ușor și să terminăm mai repede. Fugi, 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 fugi. Fugi, mă. Fugi, mă. Așa te vreau. Hai, băja tu. Te-am curentat, mai zici ceva? Bă, dă-te încoaja, mătii. Ia vino, mă, încoace. Vino, mă, încoace. Te pui cu Starkiller. Te pui cu naiba. Are scut al naibii. Dar ăsta nu aveam. Și marchează. Fiți arscutul. Hai că deja ești enervant. Ia uite, mă, golănașule. No se puede. E, așa mai vii de acasă. Hai și tu. Ușor să nu cădem. Am zis ușor să nu cădem. Da, așa. Ăla-i, bravo. Hai că e bine-s. E bine. Și acum să nu ne mai aruncăm. Unlimited power. O fi bine pe aici? Bă, este. Dar grijă mare să nu cădem mai vrea. Cum am pățit mai devreme. Fugi. Așa. E periculos. E foarte periculos. Treci, mă, încoace. Unde fugi? Forța fie cu tine, tinere. Și mai avem una singură de scurt-circuitat cu puterile noastre nebune de Speedy Gonzales curentat. Ce naiba a fost aia? What the fuck, am văzut o planetă? Cam dubios. Da, probabil cum am auzit și după vocea mea, sunt cam răgușit. Și sună ciudat, dar asta e viața. Vreau să termin jocul ăsta. Bă, nebunule, calmează-te. Calmează-te că îți pușcă creierul imediat. Gata. Am rezolvat problema. Și acum zice bring down the Imperial Star Destroyer.
să te ții acum pe noi. Ia. Incredibil. Au trimis un întreg batalion. Au. Bosule. Nice. Mi like. Hai mă, nu mai trage așa în halul ăsta. Trebuie să avem mare grijă pentru că nu-i de glumit cu TIE Fighter-ele astea. Mușcă rău din viața mea. A, da, apropo. Dacă ne uităm noi puțin, foarte puțin la ăstea așa aici. Am doar 3, nu merge. Astea am doar 2, Resilience, Battle Meditation. Ăsta? Urât. Resilience, cred că reduce the amount of damage you take. Da, mai aveam nevoie, da, ce să și faci. Iar asta? Maximum health. Pare drăguț. Ne recuperăm forța mai repede. Au. Ia uite, bă, ce m-a pedepsit. Imediat m-a pedepsit. Așa ceva? Nu se poate, domne. Wow. Nu mai da, mă. Băi, țărușule. E cam periculoasă partea asta. Complicată, aș putea să zic. Haide, hai că poți. Nici nu încerc să dărâm o întreagă navă spațială de pe orbită și, na, chestii de-astea. Da, nici nu, Doamne ferește. Ce e aia? Oh my god, stai că își trimite armata. Durează cam mult, bro. Vin alea la fiecare 5 minute, ce naiba e asta? Da, nu trebuie să exagerăm. Hai că trag ăștia după noi iarăși. Băi, dar e penală rău, frate. E o prelungire artificială de gameplay, știi? Nu suport chestiile astea. Frate, cu Dark Souls. Oho, de ce n-a fost double kill? Bosule, calmează-te. Păi ce facem aici? Zici că sunt fluturași. Tinichele. Asta zic eu că sunt. Hai mă, hai și tu. Rapid, așa. Trimit foarte rapid astea și asta mă enervează, dar na, ce să și faci? Ne descurcăm, trebuie să fim full HP mereu. Hai mă. Haide, hai că poți, Starkillere, am încredere în tine. Și acum și mai mult. Hai mă, știu că e puternic, da? Na, cât de OP să fii, pe bune. Uite cât de aproape e, mamă, nebunie. De ce mă pune pe mijloc? Hai mă, jet și tu. Jet și tu, am zis. Bun, hai că e bine. Trebuie rapid să facem chestiile astea. Că altfel e nasol. Bă, da, naibii, se mișcă în continuu. Mai sunt ceva. Ia. Un momentel. Ce țintă au, bă. Incredibil, nu vine să cred. Ai zice să încercați și voi să jucați jocul, dar dacă ajungeți la partea asta, cred că dați un rage incredibil de mare, cum am dat și eu când am încercat să filmez ieri partea asta. Și am zis, Doamne ferește, mama i-a adus Biblia. Că turbez deja. Aolo, dar unde o pune, băi? Ești tâmpit la cap.
Super, m-a lovit. M-a lovit laserul fix când îmi foloseam puterea. Ce să zic? Ești... Ești bolan ceva? Bine. Bine, frate. Ha. Să zici ce o să pățești tu. Ei... Bă, dar ce țintă au? M-am și mișcat și degeaba. God damn it, bro. A naibii, nava a rămas înlemnit acolo, efectiv. Ce faceți, copilași? Tot așa? Tot cu aimbot-ul la Blanao? Tot așa. Hai că bine, sunteți șmecheri. Sunteți șmecheri, dar am încercat și pe partea cealaltă. Bă, dar ce mult durează! Hai, mă! Hai, hai, hai că poți, hai că poți. Se poate, încă puțin mai. Trebuie să nu fiu chiar atât de tâmpit, știi? Haide, haide. Aolo, vin astea. Vin astea iarăși. Sunt lacom. Sunt lacom, firar să fie. Da, o să-mi iau ceva damage. Dar îmi asum treaba asta. Cam mult de meci, cam prea mult. Ieși acasă și tu la fel. Bun așa. Treci mă încoace, turbatule. Și tu la fel. Și tu la fel. Ca să fie double kill. Ah, n-a fost double kill. Hai mă, rapid, 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 rapid. Că de-aia în șoc că mă lasă. Dar uite ce aproape e. Te invită, frate, să o dai jos de pe orbită. Aoleo. Gata, hai că ești aproape. Calmează-te. E totul ok. Încă puțin. Hai să nu fim lacomi, cum am zis. Puțin câte puțin. Știu, foarte frustrant. Și că pe console era mai ușor, dar na. Asta e viața, hai mă. Hai, 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 hai. Ăla-i. Ăla-i. Dă râm o dată. Că nu se mai poate. Ne permitem. Încă puțin, încă puțin. Gata. Ho, ho, turbatule, ho. Gata. Mai ne crește și viața că mai bubuim din astea. Nu știu, gen, e un sfat, frate. Cel mai bun sfat ever. Când nu poți să faci ceva, ia o pauză și reapucă-te mai încolo și o să te descurci mult mai bine. E, foarte adevărată treaba asta. Bă, ce naiba a fost asta? Wow. Potoliți-vă că nu e chiar așa. Da, știu, aș putea să arunc și cu obiectele alea, dar credeți-mă că nu am niciun pic de țintă cu ele. Așa că prefer să nu, să nu fac asta. Yikes. Yikes, ce-a fost mă asta? Stai, mai e doar un singur, ăsta un singur TIE Fighter? Păi e bine atunci, dar hai, 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 hai. Cât mă enervează, cât mă enervează treaba asta. Că trage fix atunci, știi? Oh, mersi, sigur. Sigur vreau să arunc cu bucata aia de metal după ei și nu să-mi folosesc forța direct pe ele. Exact. Nu mă deranja, frate. Perfect. Hai că acum e și mai aproape. Mamă, bă, da. Destul de complicat. Mai al naibii decât toate boss battle-urile la un loc care există pe planeta asta. Așa ceva, băi nene. Hai, hai, du-o sus, du-o sus. Mamă. Hai. Haide, haide. E bine așa? Trebuie să fie drept. Și mai sunt și indicatoarele proaste. În loc să te ajute și pe tine, sunt proaste rău. Nu trebuie să te iei după ele.
Hai, mă, cât mai vrei? Am reușit în pana mea. Nu, n-am reușit. Dar uite cât de aproape e. Vai, nu se poate. LOL. Aparent merge și așa. Nu trebuie să stau doar aici, dar... mă simt mai fresh aici. Sincer. Oho! Hai, hai, hai! Hai și tu! Și încă... Câte mai sunt? Două? Stai, că urmează să se întoarcă pe aici. Doamne, dar uite cât de aproape! Ce parte tâmpită! Haide, Starkiller, hai! Un om versus dita mai nava spațială, oare cine va câștiga? Ok, bun. Este enervant ce se întâmplă. Doamne, cât de greu este să controlez pe PC. E foarte, foarte iurea. Hai, mă! Hai că poți, fratele meu, hai. E super aproape de orbită. Doamne, dar cât de repede vin astea. Pe așa nu mai ajungem noi nici la anul. Hai, hai, hai. Hai că e ok așa, ce mai vrei de la mine? Joc turbat. Gata, nu mai plec de aici. Papa Lucia, hai, mă. Gata. Oh, am reușit, nu vine să cred. Wow, man, practic am făcut. Super tare, super, super, super tare. Și mai ar trebui să credem că avem azi pe pe orbită o navă spațială. Chiar trebuie să credem asta, păi e mai OP decât Vader și împăratul Palpatine. La un loc. Da, boss. Am reușit să o distrug. Boy. Bă, n-am de ce să mint, a fost foarte complicat. Și uite-l și pe proxy. Proxy! Are you okay? Yes, I think so. But I think it may be best if you leave me here. What are you talking about? The shockwave. It burned out portions of my processor. My primary programming has been erased. I'm useless now. Proxy. Din potrivă. You're not staying here. Încerca să mă omor, roboțelule, data trecută. Așa că treci cu noi, nu mai scap de noi. Perfect, am terminat misiunea. Yay! Your actions on Raxus Prime have left the Emperor most... Oh, nu, s-a supărat împăratul. The Emperor's enemies are still scared. I am just now earning their trust. If I am ever discovered talking to you, if they even suspect my past, all that will be destroyed. Not wait too long to contact me. Deci el în continuare e trădător. Can you trust him? No. Risk my mission, even if he has doubts about me. Have we arrived? We've reached. De ce ai încredere în Vader, idiotule? Bail and his allies. You have your Rebel Alliance. Now, what are you going to do with it? Just trust me. Sunt curios. Okay. I'm doing the right thing. Sau cel puțin asta crezi tu că faci. Oh, aici e hot? Planeta hot?
Văd multă zăpadă și automat cred asta. We agree that the time for diplomacy and politics is past. Cavalerii mesei. There's no time for action. Pătrate. If you are willing to lead us, then we'll join your alliance. As will I. Oh, s-a întors bătrânelul Chior. Cum te descurci? Those were passed out in the cargo hold. I finally came to. It is settled then. My wealth will fund the rebellion while Garm provides our fleet and Mon Mothma our soldiers. And with you leading us. Deci avem o revoluție. Yupi. Therefore let this be an official declaration of rebellion. Today we all vow to change the galaxy. And one day o să fie liberă galaxia. Și alte glume bune pe care poți să le spui cu prietenii. Ia uite, s-au trimis ăștia toată flota. Oh my gosh. Proxy! Cut transmission! Da, aia nu era aici, nu participa. Princess Leia, parcă. Take them alive. The Emperor wants to execute them personally. Și-a venit Vader. Wow. Nicio șansă. Mă mir că a nimerit să își ia și Saber să se ducă spre Vader. Imaginați-vă cât de penal era să se fi dus după Vader. Oh, te voi omorâ, Vader! Și să se ducă în altă parte. Vai, capul meu. Bă, dar l-a păcălit rău de tot. Frate, ai dermat nava. Ești OP. You agreed to stay away! I lied. As I have from the very beginning. Na, te-a păcălit. Zici să mai ai încredere în Vader, da? You never planned to destroy the Emperor. Not with you, no. Bă, chiar aveam nevoie să-mi întindă cineva oasele puțin. Mersi de masaj, Vader. Cine puii mei ne mai salvează de data asta? Without me, you'll never be free. Stai, ce? Obi-Wan? Ăla e Obi-Wan? Era Proxy. Nu, Proxy. Roboțelul meu. Și-a dat neviața ca să ne salveze. Mm-hmm. Deci de-aia l-a salvat. Știa el ce știa, mă. E, a căzut pe moale măcar. Deci e ok. Și plus că mișcă pe acolo. They're gone. Vader took them all. Măcar o mai are pe asta, nu știu cum a supraviețuit. I don't understand. Prietena lui. Why would Vader let us attack so many Imperial targets? To sell the deception. Credits, starships, Imperial lives, they're all meaningless to Vader. Vader needed me to find the Emperor's enemies no matter the cost, and I did exactly what he wanted me to. Mamă. Yes, you did. Agent but now dublu. The fate of this alliance rests only with you. We're going after Vader. Mergem să salvăm rebelii. Cool. What are you doing? Se joacă cu forța. Jedi can sometimes sense visions of the future. Have you done this before? Never been a Jedi before. Hai că poți, hai că poți, hai mă. No. Coda! The fuck? What? What did you see? A massive space station. Oh, Death Star. Se joacă Starkiller cu biluța asta imediat. Keep the ship cloaked and wait beyond scanner range. I have a really bad feeling about this. Well, then maybe we're doing something right. Am I going to see you again? Poate că da, poate că nu.
Probably not, no. Then I'll never need to live this down. Un pupic de noroc. Să meargă bine misiunea. Goodbye, Juno. Păi și se arungă. Și nu pățește nimic, domnulaș. Înțeleg forța gravitației. Dar totuși... Era OP. Dacă e atât de OP, de ce nu ia... Da mare pumn în chip lui Vader și gata. Era perfect. Oh, și-a pus și gluga. Assassin's Creed în spațiu. Tare. Foarte, foarte tare, n-am ce zice. Stai că am nimerit aici și e plin de inamici. Stai, bossule, puțin, că trebuie să ajung aici doar. Aoleu, ce trag ăștia după mine. Bine, hai, omor un roboțel așa frumos. Ia-o pe asta, ia-o pe asta, mă. Opa, stai că mi-a dat-o puțin. Se controlează cam dubios jocul, dar na. Ce să și faci? Dă-te mă la o parte, incredibil. Au și sniper și enervant. Am căzut de unul singur. Mersi băieți, m-ați ajutat de data asta. Vă pupă tata. Bun, dar cam asta a fost cu episodul de astăzi, fraților. Noi ne auzim data viitoare, până atunci toate cele bune. Pa, pa.